Creștinii sărbătoresc astăzi înălțarea Domnului. Este una dintre cele mai importante sărbători ale Bisericii Ortodoxe și are loc la 40 de zile după Paște. Înălțarea Domnului este cunoscută în popor și sub denumirea de ispas. Anume de ispas, în locașurile sfinte sunt oficiate servicii divine solemne, iar multe localități prăznuiesc hramul bisericii. Și locuitorii din suburbia Horecea Urbană a orașului Cernăuți au sărbătorit astăzi hramul bisericii, înălțarea Domnului din centrul regional. Un sobor de 10 preoți au oficiat un serviciu divin, au fost înălțate rugăciuni în această zi și în memoria eroilor neamului românesc. Hristos s-a înălțat! Iubiți frați și sorori, vă zicem tuturor celor care astăzi vă bucurați împreună cu noi și tuturor celor care nădăjduiți că vom învia și ne vom înălța împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos în împărăția Lui cea veșnică. Dați-ne voie pe toți creștinii ortodoxi să-i felicităm cu această frumoasă sărbătoare, dorindu-vă tuturor pace, liniște, sănătate, izbăvire de toți vrăjmași și văzuți și nevăzuți, să treceți cu ușurință peste toate obstacolele care ne sunt puse în vremea aceasta grea pentru biserica și pentru creștinii noștri. Să urmăm cuvintelor Mântuitorului care ne spune: îndrăzniți, eu am biruit lumea. Iată că să ne fie de mare sprijin aceste cuvinte în aceste clipe grele, iubiți frați și sorori, și să ne nădăjduim că Hristos nu ne va lăsa, ci când va veni timpul și va veni a doua venire, El ne va lua pe noi împreună cu El să fim acolo și să proslăvim pe Preasfânta Trăime. Astăzi, în marea sărbătoare a înălțării Domnului, după datina și obiceiurile noastre a bisericilor române și nu numai, prăznuim și pomenim pe ostașii eroi căzuți pentru libertatea, demnitatea neamului, limbii și, cel mai important, a credinții noastre. Cel mai sfânt, iubiți frați și surori, ce putem noi avea, credința. Prin ea, prin această credință, ne mântuim noi, ne mântuim copiii noștri, seminii noștri, pe cei din jurul nostru. Totul se petrece numai prin credință. Și astăzi este momentul cel mai potrivit când noi pomenim pe ostașii care, datorită credințelor, dârzeniilor, au apărat aceste meleaguri, ca noi, urmașii lui Ștefan, să rămânem tot creștini, să rămânem tot cu acel Hristos a înviat și cu Hristos s-a înălțat. Că dacă n-ar fi fost credința și dârzenia lor, n-am ști ce ar fi fost pe aceste meleaguri bucovinene. Dar, datorită lor, noi ne cunoaștem trecutul, noi vedem prezentul și nădăjduim într-un viitor fericit, pașnic, cu bucurie pentru toți, și românii din Bucovina și ucrainenii, pentru toți, pentru că la Dumnezeu nu este nici elin, nici evreu, toți sunt copii al lui Dumnezeu. Așa să ne ajute și nouă, iubiți frați și surori, în aceste sfinte sărbători pe care Hristos ni le-a hărăzit pentru mântuirea noastră, să ne îmbrățișăm unii pe alții ca frații și să ne iubim, și chiar dacă am greșit, să ne iertăm, pentru că așa ne învață Domnul nostru Iisus Hristos. Iertare nu numai pentru cei scumpi și dragi, dar mai întâi pentru dușmani, pentru cei care ne vor rău. Și atunci, cu adevărat, vom fi fii și fiice a lui Dumnezeu. Încă o dată, vă felicităm și vă dorim sănătate și bucurie și vă zicem din partea bisericii și credinții noastre tuturor: Hristos s-a înălțat, adevărat că s-a înălțat! Tot în această frumoasă zi de ispas, la memorialul eroilor români căzuți în luptele din regiunea Cernăuți în anii 1941-1944, au fost depuse jerbe de flori și aprinse lumânări. Cei prezenți le-au adus un pios omagiu militarilor români care au fost împușcați în perioada anilor de război în nordul Bucovinei. Este datoria noastră să le spunem tinerilor de astăzi despre acei ani grei din istoria neamului nostru, a declarat Vasile Răuț, președintele Societății Republicane Golgota a Românilor din Ucraina, organizatorul acțiunii de comemorare de astăzi. Astăzi, 28 mai, de ziua
Înălțării Domnului și Ziua Eroilor, ne-am adunat aici pentru a-i comemora pe acei ostași români care în anii 1941-1944 și-au dat viața în luptele pe actualul teritoriu al regiunii Cernăuți în apărarea patriei. Ei și-au apărat patria și au jertfit ceea ce au avut mai scump, viața. Dumnezeu să-i odihnească în împărăția sa, iar noi să-i comemorăm și să transmitem aceasta generațiilor viitoare, ca tinerii noștri, urmașii noștri să știe de istoria neamului nostru. Acum vă rog un minut de reculegere în memoria ostașilor români căzuți pe câmpul de luptă în anii 1941-1944. Acest loc sfânt pentru românii din Bucovina înseamnă mai mult decât un loc în care ne amintim de eroii neamului. Este locul în care mereu ne simțim mai aproape de patria mamă, prin acești martiri, prin acești eroi. Ne amintim astăzi și de regretatul președinte al societății Gogota, Octavian Bivolaru, care anul trecut, în această zi de sărbătoare a Înălțării Domnului, era împreună cu noi și care a depus mari eforturi și a făcut foarte mult ca acest loc să fie aici și să avem noi unii ne aduna și unii ne comemora martirii neamului. E foarte greu în aceste zile și am înțeles multe. Am înțeles în aceste zile de carantină, de pandemie, putem trăi fără petreceri, fără spectacole zgomotoase, însă nu putem trăi fără a aprinde o luminare la martirii noștri, fără a ne pomeni pe cei care ne-au apărat demnitatea și ne aduc aminte permanent de țară și dorul de România. Dumnezeu să-i odihnească și nouă să ne fie puteri ca să îi pomenim.